Costi Max a câștigat finala Buzz House. Dar probabil știai dinainte să apară la Shelly ultimul episod, fiindcă a dat zbâr spoiler. Și m-am supărat la maxim. Dar tot s-a uitat la premieră 145.000 de oameni. Dacă nu știai, acum stai și te întrebi ce-i Buzz House. E formatul ăla de emisiune cumpărat de Shelly și difuzat pe YouTube, în care s-au întrecut mai mulți influenceri din generația Z într-un fel de Asia Express pe sărăchie la Tarnița. Aoleu. Unii dintre ei au mai participat în sezoanele anterioare, alții au fost racolați special pentru ăsta. A fost și scandal, au fost și voturi secrete, dar nu tocmai secrete. Nu vota, mă, nu vota. Bă, dar puteți să tăceți? Nu vrei să dansăm, să fac... Eu zic că Petre Ștefan e foarte fan. Degustări, a fost și vrăjeală pentru Cloud. Ai arunșul trandafir! Ia trandafir de aici! Greșeli de producție, aici era Imperiul Britanic și nu-ți mai zic că dacă n-ai văzut, poate o să te uiți. În finală s-au ofticat toți că au trebuit să voteze iar. Că am fost ultimul, dar ei ce treabă au? Toți trei au făcut proba, trebuia să continue, nu să votăm. Cât s-au bălăcărit restul, Drăcea a fost Elveția, ăsta a fost el toată competiția. Și Erica, poate cea mai cerebrală dintre toți. Costi a luat aia 5.000 de euro pe care o să-i împartă 3-1-1 cu Elicopter și David Ioan și cu ce rămâne își plătește datoriile de la ANAF. Eu plătesc ca un orice om normal, plătești taxe la ANAF. Dacă nu te-ai plictisit ca Iorga să zici că e cringe, poți să-i vezi pe toți în aprilie că scoate imediat Shelly film Buzz House The Movie. 2 săptămâni durează filmările, care încep pe 12-13 februarie și eu aș vrea mai mult behind the scenes la filmul ăsta, că dacă nu apare Maia, o să știm cu toții de ce. Că te tot culci odată, nu te culci aici.